vorbeam. Adică, de obicei, zilele când îți aniversezi o parte din viață sunt totdeauna evenimente, de fapt. Când însă ajungi să spui pentru ultima dată o anumită cifră, știind că urmează alta după aceea, aniversarea poate fi și un moment foarte serios de reflexii, de aducere aminte. Deci, cei 59 de ani ai mei care se împlinesc astăzi, nu vor mai putea fi spuși niciodată cu 59, ci cu 60. Sper să-mi ajute Dumnezeu să ajung. Toată viața este, de fapt, într-un fel dusă, într-un fel, și nu într-un fel, ci clar, precis, existentă și dorită a fi viitoare. Mă rog, nu e filozofie. Viața mea este foarte mult astăzi. Astăzi pentru că Zenaida este foarte departe. Atât de departe. Și cred că atât de singură. Pentru că nu știu, ea este un dor al meu, neîmplinit. Probabil este crucea mea care trebuie să o duc. Prin însăși venirea ei pe lume după moartea lui Mugure. Poate. Bogdan este la el acasă. Și desigur este Iulian care este ziua mea de astăzi, este prezentul meu atât de prezent, este dora mea, omul meu, drag. Foarte greu chiar. Câteodată scriam, îmi așterneam gânduri pe hârtie. Astăzi, mai cu seamă, aș spune unul din ele. De ce la cumpănă de ani, în urmă, zboară gândul și aprilul florii de castan se spulberă ca vântul? Să fie pentru cât am vrut, fără a înțelege nimeni, sau pentru cât am fi putut, dar dacă am fi fost doar oameni. Am fost păpuși bătute în vânt, bătute în vânturi vrie, fără a putea avea un gând ce alții să nu-l știe. Și câte nopți de veche stând cu gândurile bune, n-am fi dorit măcar un gând să-l spunem către lume. Și câte zile triste apoi n-au fost tot nopți de veche, privind prin viață înapoi la cerul fără stele. Să fi trecut acum de tot a anilor cu lună, fără a dori din ei să scot o geană de lumină. E cer, e soare în jurul nostru, noiembrie, zi albastră. Fă, Doamne, să ne împlinim rostul, un ceas în viața noastră. Poezie, 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 gânduri.